Așadar, dragilor, iată că am pornit treaba la Casa 13-a și am avut ca solicitare să facem primitive. Și cum spuneam, înainte de a face primitive, e important să știm să derivăm, da? Și am luat o funcție, de exemplu, 7 sinus pătrat de 3x, pe care am derivat-o, pentru a face un pic de antrenament la derivate. Și apoi o altă funcție, sinus la a treia de 2x, cos pătrat de 5x. Privită ca o fracție, înseamnă prima derivată fără a doua, nu? Minus prima, nu? Fără a doua, da. Supra viitorul la pătrat. Și acum, sinus la a treia de 2x, derivăm ca o putere și vine 3 sinus la a doua de 2x, a derivat la putere și 3 sinus la a doua, a fost unitate mai mică. O derivată cu sinus, care e cos de 2x. Și ori 2x derivat, care este 2, pe care am pus așa în față. Și mulțim cu cos pătrat de 5x. Minus. Sinus la 3 de 2x nederivat. Ori cos pătrat de 5x derivat, care face 2, cos de 5x, ori minus sin de 5x, ori 5. Că denota la cos e minus sinus și ori argumentul derivat ori 5. Și acum dăm un factor comun, vedem că am avea comun un 2 de aici și de aici, l-am scos. Sin pătrat de 2x, sinus a 3 de 3x de 2x, dă pe sin pătrat de 2x. Și cosinus de 5x, cos pătrat și cosinus la treia, dă pe cos la treia și a rămas 3 cos de 2x, ori cos de 5x, minus un sinus, un sinus pătrat l-am scos, aici la treia, nu mai rămâne un sinus. Sinus de 2x, ori cosinus de 5x l-am scos, pe 2 l-am scos, ori minus sinus și atunci plus, zic plus sinus de 5x și ori 5, pun 5 un factor ca și pe ăștia. Închid paranteza, totul supra cosinus la a patra de 5x. Da? Cam așa arată derivata asta. După ce am încercat să spun că trebuie știute derivatele și lor, acum să încercăm să aflăm primitive. Că primitive ce înseamnă? Să găsești pe acea funcție pe care, clipa care o derivezi, să-ți dai funcția pe care o ai. Deci, acum ce ți-am făcut eu? Ți-am dat o funcție și derivat-o. Acum, îți dau rezultatul derivatei, adică ți-aș dau pe asta, și tu trebuie să găsești pe asta de aici. Eu îți dau rezultatul, spun, băi, tu știi cine e acel pe care o derivezi de asta? Totdeauna așa te întreb. Îți dau rezultatul derivatei și te întreb cine e aia pe care dacă o derivezi de așa ceva. Găsești tu. Două probleme ai să vezi dacă există și dacă există, cum o găsești. Asta e toată filozofia la integrare. Deci e procedeu invers. Da? Deci, eu dacă îți dau așa, o funcție derivată. Derivata unei funcții este x. Deci f egal cu x. F mare de x egal cu cine? Pe care dacă o derivez, de x. Deci f mare, cine este funcția pe care ți-o generezi și pe care ți-o derivez? Să-ți dea x. Cine derivată să dea x. Vrei să-ți dau rezultatul derivatei. Și tu trebuie să mă spui cine e funcția aia. Păi eu mult un x pătrat de zi. Pentru că tu știi x pătrat derivat. X pătrat derivat. Cine e 2x. Gata, eu găsesc pe x.
Dacă avea și un doi de desubt, asta că avea și un doi, atunci la derivare, doi rămânea jos la numitor, unul pe doi este factor, doi cu doi se închis x. Deci cea pe care ți-am spus să o găsești, nu e altcineva decât x pătrat pe 2. Deci f mare de x egal x pătrat pe 2 plus o constantă, că dacă derivezi constantă, face 0. Deci, așa trebuie să-mi dai tu răspunsul. Funcția aceea știu cine este. Este x pătrat pe 2 plus o constantă. Pentru că f mare de x de derivat, care înseamnă x pătrat pe 2 plus o constantă derivată, este egal cu derivata sub x mai derivată, adică x pătrat pe 2 derivat plus constantă derivată plus 0, egal cu 1 pe 2 în față, ori x pătrat derivat, egal cu 1 pe 2, ori 2 x. 2 pe 2 sunt x, face x. Asta era funcția pe care trebuia să o găsești. Deci, procedeul, repet, este invers. Dar dacă îți dau un f egal cu x pătrat, cine este f mare de x? Cine derivat să facă x la a doua? Cine derivat să facă x la a doua? Da. X la cât ar să fie? Păi, la a treia. X la a treia. Deci x la 3 derivat de pe 3 în față. 3. Și dacă ai și un 3 de dedesubt, mai bine să faci ca un 3 de jos. Deci funcția căutată este x la 3 pe 3 plus o constantă determinată. Pentru că dacă faci proba, e clar că 3 vine în față, simplific cu 3 ăsta de jos și am x la 9. Dar dacă stau f egal cu x la a 5-a. Cu cine este egal de f mare de x? Funcția aceea care se observă numită primitivă. X la a 6. X la a 6-a. Supra 6. 6 plus o constantă. Da? Păi tabelul ăsta aici. Da. Și trebuie să înveți mecanic. Nu știi. Dacă știi derivate, știi și primitivă. Deci eu prostii să-mi memorez, că de-a lungul vieții în asta ai făcut. De-a lungul școlii pe care am făcut să o dea. Așa? Asta e cu ca și ce la școală. Că la școală ce vă duc? Poate să formulez să-i învățați și pe astea să le știți ca să nu descurcăm. Greșit. Câte vreme nu se înțelege logica lucrurilor, nu ai nicio șansă să poți să înveți ceva. Mecanic, azi înveți, nu înveți. Asta e foarte. Da? Dacă f egal cu, să spunem, x la 9, cât este f mare de x? X la 10, la 10. X la 10 pe 10, da? Plus constantă. Deci pentru f egal cu x la f, egal cu x, f mare de x egal cu x la n plus 1, x la x plus 1 supra, da? Plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Este formula asta aici? Da, x la y. Este așa? Da. Și cum o ai tu văzut acolo? Da, x la y, x la y plus 1 plus 1 plus 1. Se așa. Integrală, spune, da? Eu am luat cu f de x. Sigur că asta mai poate fi dat și așa. Integrală din x la y de x egal cu x la n plus 1 așa, supra n plus 1 plus 1 constant. Deci, e procedeul invers. Deci, eu ți-am dat rezultatul x la n și te întreb cine derivat în acolo cu x să-ți facă x la n. X la n plus 1, supra n plus 1, pentru că prin derivare n plus 1 este în 4, și se derivă cu asta, X la N. Da, deci dacă vrei să înveți așa, reușești. Deci prima formulă, ai înțeles acum, nu? Da.
Dictează într-o formulă de la început să știți, să explicăm, să înțelegi, să ne înțelegi de unde vin, că... Nu, pe vezi, pe planic, nu am făcut nimic. Prima formulă zice integrală din d de x, din dx, egal cu x plus constantă. Deci integrală din 1 la dx. Adică din dx, dar mai multe lucruri, că 1 ori dx face dx, e egal cu x plus constantă. X plus constantă. Știi de ce? Nu, e formulă și pasă pasă. Păi, bă, ia derivatul și x derivatul face. Nu, nu, mă, da, e bine, îți procede eu. Tu știai că x derivat face 1 și acum eu ți l-am dat pe 1 și te întreb cine derivat mai face 1? X-ul. Iar precizie e valoarea de constantă. Constantă trebuie de derivat face 0. Tu spui, nu poți să o găsesc cu precizie maximă, ci până la nivel de constantă, atât a fost. Deci pus o constantă, x pus o constantă. Alta, iasă. Integrală din? Integrală din x de x. E, cât face? E x pătrat supra 2 plus constantă. De unde vine asta? Ți-ai pus formule la treata și nu-i învăț pe ecranic și pe asta, pe asta. Ce nu-i din asta? Integrală din x de x. Integrală din x, ori de x, egal cu x pătrat pe 2, plus 8, plus 8. Ce nu-i din asta? Păi dacă nu-i din asta, nu e de x, nu? Adică funcția care ți-o dă este x. Tu și dacă derivăm pe asta, trebuie să ne dea x. Dar trebuie să ne dea x. Pentru că tu știi că x x la a doua derivat, face cu x. Și dacă mi-e pun asta un 2 de desubt, nu-i putea să se implice, că s-a mărtat, dar nu-i așa. Deci eu ți-am dat rezultatul, x, și tu spui x pătrat pe 2. Plus o constantă. Da, asta se putea. Înțelege. Integrală din x la n de x la n de x. La n de x. E n la, pardon, x, x la n plus 1. Nu te mai uitați de la cum o știi, când am făcut toate meu. Ba da, plus 1. Deci este x la n. X la n, n plus 1. Crește cu unitate, da? Crește, da. Și... Mai ce plus x la n plus x la 2? Da. X la n plus 1, stai să faci 1. Plus 1 plus 1. Da. Pentru că derivata acestea îmi dă așa ceva. Altceva. Integrală din radical din x, de x. 2 pe 3, x radical din x. 2 pe 3? X radical din x, plus constant. Asta nu-i mai bine, nu? Păi uiteți-mă așa. Primitivă din radical din x de x. Egal cu primitivă din radical din x, scrie x la 1 pe 2. Da, e, da. Așa scrie un radical, da? X la 1 pe 2, adică dacă x e 2. Da, 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 1 pe 3, 3, da. X la 1 pe 2 de x. Și egal cu. Dar noi avem formula că integrat din x la o putere, faci x la n plus 1 supra n plus 1. Adică aici e vin x la puterea 1 pe 2, e de 1 pe 2 plus 1, amplificăm supra, a, supra. 1 pe 2 plus 1, așa zice, nu? Da. 1 pe 2 plus 1. Plus o constantă. Și cam de parte. Îi amplificăm cu 2. O secundă să vedem aici. Ori amplificăm cu 2, cum spui tu, ori spunem că de unde, când s-a adunat exponenții, la ce operație? La mulțire. La mulțirea puterilor, cu aceeași bază, da? Și face x la 1 pe 2. Ori x la 1 pe 2.
supra x la 8 de 8, da? Supra. Hai să facem calculul, facem 3 de 3 de 2. Și egal cu plus o costă. Și egal cu 2 pe 3 ajunge cât răsturnăm din da? 1 supra 3 pe 2 face 2 pe 3. 2 pe 3, 1. Radicul x la 1 pe 2 care face radical din x. Da, de x la 1. Și ori x la antena. Adică x radical din x. Plus o forță. Deci face 2 pe 3 x radical din x. Plus o forță. De fapt, asta trebuie să o țin. Asta. Nu pe asta, e. O dat făcutul ca să-și bată joc din timp. Că ea se încadrează în timpul ăsta de formulă. E clar, e plus 1, e plus 1. Mai bine. Da? Deci, îți încarci memoria cu lucruri inutile. Știi, derivate, primitive sunt banale. Nu? N-ai nicio șansă. Hai să vedem. Integrarea din e la x de x. Egal cu e la x plus cos a. Deci integrarea din e la x de x. X egal cu e la x. Plus cos a. Asta și din problema derivată. Pentru că e la x derivat. Asta derivat. A, e la x. E cu suflet. Alt. Integrala din a la x de x. A la x de x. Este egal cu a la x supra logarit. A la x supra logarit natural din a plus o constant. Da. Pentru că asta derivată de a la x. Hai să vedem. Să facem proba. Deci, am f mare de x egal cu a la x supra logaritmul din a plus o constantă, spuneam. Și atunci f derivat de x este egal cu a la x supra logaritmul din a plus constantă totul derivat egal cu. Păi, derivata sumei suma derivată bazată la dispare. Și vine a la x supra logaritmul din a tot o derivat. Și la mai departe cu 1 pe logaritmul din constanta, logaritmul din a e un număr. Și 1 pe numărul acela este în față. Noi derivăm după x. Deci 1 supra logaritmul din a ori a la x derivat. Acum, dacă știi a la x derivat, gata, reacționez. A, e 1 supra nu, e la x. Pardon. Cine derivat face? A la x e 1 supra logaritmul din a. 1 supra logaritmul din a la x derivat. A, a la x derivat. E, altceva. Deci, este egal 1 supra logaritmul din a ori a la x derivat face a la x ori logaritmul din a. Logaritmul din a cu logaritmul din a schis. Este a la x, adică trebuie să dat. Integrala din a x, am arătat din corect a la x cu logaritmul din a. Plus o constantă. Da? Deci, formulele perfect și uite la derivate. Vezi împărat. Eu fac probă. Nu? Merge, nu merg derivate, nu am ce să fac. O altă formulă. Integrală din 1 pe x de x. Deci integrală din 1 supra x de x de z. Logaritmul
modul expus asta. Pentru că logaritmul derivat, să faci logaritmul derivat. Logaritmul natural din ceva derivat, faci 1 pe cealaltă. Și ce are de asta? X. Da? Și de ce e 1 pe X? Modulul pentru că să asigurăm că e X logaritmul. Că dintr-un număr negativ nu există. De aceea punem modul din X. E? Și toate celelalte formule, dar absolut toate, sunt justificate prin simplu motiv, dacă înțeles sau nu, ce ai o primitivă. E o altă funcție pe care dacă o derivezi și dacă știi să derivezi corect, trebuie să-ți dea exact ce îți dă ție. Toate formulele au acest lucru ascuns. Nu zici formule, e bine să le vezi mecanic. Că tu ai venit acolo la mine cu ce? Cu formul lista. Deci dacă îți dea lista, tu nu mai reacționezi loc. Adică, ce să fac? Te liniști în aia. Ori ele sunt foarte ușor de reținut, că sunt în baza derivată. Da. Hai să facem și câteva aplicații. Plecând de la 1 pe X, integral de 1 pe X, este egal cu... logaritmul din X, da? De la asta să încercăm câteva chestii. Ce să zicem așa? Cât oare să fie primitivă din 1 supra X plus 1? Uite-te la formulă, uite-te și la asta și dă-mi așa părerea ta. Formula cu locul, dacă e de la practică, că și ție, deci eu încearcă să găsești legătura cu formula 1 pe X. Este logarit natural din ăsta de jos, din modul din X plus 1, plus o constantă. Pentru că derivata logaritmului este 1 supra ce are el, ori X plus 1 derivat. X plus 1 derivat face 1. Deci logaritmul natural din X plus 1, mai zic așa, totul derivat, este egal cu 1 supra X plus 1, ori X plus 1 derivat. Nu așa vine. Și X plus 1 derivat face 1, și atunci este egal cu 1 supra X plus 1, ori 1. Adică egal cu 1 supra X plus 1. Care e concluzia? Că integrala de S e logaritmul natural din modul din X plus 1 plus o constantă. E foarte bine că derivata asta mi-a dat 1 supra X plus 1. Dar dacă îți dau integrală din 1 supra X plus 7 de X. Apoi logaritmul natural din X constant. Deci, în general, descoperim că primitivă din, iată acum, trebuie să tragem concluzia, că primitivă din 1 supra X plus o constantă K de X, cât este? X plus K este? Ln din modul. Ln, mă, că Ln e latin. Logaritm natural din... Logaritm natural din... din modul din X plus K. Dar dacă îți dau, să zic, integrală din 1 supra 2x de x. 2x de x. Păi vine logaritmul.
egal natural din modul de 2x supra constant. Aba, nu e așa. Că acolo e natural ce e de rost. 1 pe 2, ca și constant, este în fața integralei. Da. Că la derivate, constant e așa în față, nu? Deci pe așa procedeu, zice, că egal cu 1 pe 2, integrală din rămas 1 pe x de x și egal cu la 1 pe x de x este o creatoare de modul de x. Deci faci 1 pe 2, logaritm natural din modul de x. Constant. Da, dacă îți dau... Deci pe singură formulă putem construi fel de fel de chestiuni. Până ajungem la o finală interesantă. Deci când vedem așa, el supra... 1 pe 1 pe 2 ca... Ca o constantă, da? Constantă. Da. 1 pe 2 ori 1 pe x. Deci 1 pe 2 x. Vorbim la 1 pe 2 ori 1 pe x. 1 pe 2 e constantă, așa numai 1 pe x. Care e operată în modul x. Dar dacă îți dau o integrală din 1 supra 2x plus 3 de x. Păi vine, vine așa, 1 pe 2 integrală din... Deci 1 pe 2, că ai văzut cu dați. Integrală din x. Integrală din... din cât? Din 1 pe x. Păi dacă luăm pe 1 pe 2 ca și constantă, rămâne 1 pe x. Păi da, da. Noi dăm factor forțat aici pe 2, ca să scoți-o mai față. Rămâne 1 supra. Deci dacă e mai ușor, vine 1 supra. 2 o să puteți pe 2 pe lângă. În paranteză, 2. 2 pe lângă x plus 3 pe 2, că îți plăcem factorul forțat, să te amintești, nu? Deci x plus 3 pe 2, că dacă nu se vine 2x plus 2 al 3, 2 pe 2, 2 pe 2 simplifică. Și e același lucru aici, de x. Și egal de față, acum 1 pe 2 iese în față. Și egal 1 pe 2, integrală din dx supra 1, stai să zic, 1. 1 ori dx tot dx la acela, hai să vezi mai întâi, 1 supra x plus 3 pe 2. Dx. Și egal 1 pe 2. Cât e integrala asta din 1 supra x plus 3 pe 2? E logă din x plus k, o constantă. Este o caractere din x plus constantă, da? Logă natural, din x plus 3 pe 2, plus o constantă, k. Poți să duci aceeași unită, și egal mai departe cu 1 pe 2. 1 pe 2, logă natural din 2x plus 3, 2x plus 3, totul supra 2, plus o constantă. Și logaritmul unei fracții cu cine este egal? Logaritmul unei fracții, modulul de sus, modulul de jos, la aici au rost, logaritmul din numărător, supra logaritmul din numitor. Deci logaritmul unei fracții egal cu 1 pe 2, pe lângă logaritmul din modul din 2x plus 3, minus logaritmul natural din 2. Și logaritmul numărătorului, minus logaritmul numitorului, logaritmul unui constante, cât este logaritmul unui constante? E, poți lași așa. Distribuim aici și lucrăm. Și pus o constantă, da? Și egal mai departe cu 1 pe 2, ori logă natural din modul din 2 plus 3. 1 pe 2 se înmulțește și aici, vine minus
constantă, ce prim să zicem. Și atunci pe aia am ieșit, egal cu 1 pentru voi, logarit natural din modul din 2x plus 3, plus o constantă ce prim. Tot o constantă este x. Constantă înseamnă 100, 700, 1, minus 3 plus 7, un număr real acolo. Încât a ieșit integrală din 1 supra 2x plus 3 de x este egal, ca răspuns, 1 supra 2 logat natural din modul din 2x plus 3 plus o constantă. Deci, uite, când e 1 supra 2 plus 3, aici este toată povestea. 2, deci 1 pentru 2, logarit 2 plus 3, plus o constantă. Pentru că dacă derivezi, asta tot e exact. Dacă facem proba, deci 1 pe 2, 1 pe 2 logarit natural din modul din 2 plus 3, totul derivat, face. 1 pe 2 este în față, ca o constantă. Ori, logaritmul derivat vine 1 pe argumentul său, 1 supra ce are acolo, 1 supra 2x plus 3, ori 2x plus 3 derivat. Da? Ori 2 plus 3 derivat. Și egal cu 1 pe 2, ori 1 supra 2x plus 3, ori 2. 2, da. 2 cu 2 se ridică și face 1 supra 2x plus 3. Vezi? Se exact ce acolo. În general, când avem integrală și ați văzut să spui o chestie de asta. Dacă spun așa, integrală din 1 supra 7x minus 1 de x. 1 supra 7x minus 1 de x. Integrală din asta. Cu ce este egal asta? Păi va fi 1 pe 2. Noi vă pardon, 1 pe 7. Așa. Deci 1 pe 7. O calatură. Natural din modul din 7x minus 1 de multitor plus o constantă terminat. Da? Deci, în general, să spun integrală din, hai să o scriu aici asupra integrală din. Deci dacă să ai integrală din 1 supra ax plus b de x egal de cine? 1 supra a plus b de x. 1 supra a. Deci este egal cu 1 supra a. Logarit natural din ax plus b. Din ax plus b plus b. Plus o constantă. Deci iată cum ajungem. De la ce vorbim am plecat? Și tot am desfășurat. Din 1 la 1 pe x. De la asta. Și am ajuns la asta, deci. Foarte tare. O ai la asta acordat? Nu o ai. Păi, nici n-ai cum să o ai. Dar ea a fost obținută și acum, când vezi, integral 1 pe 7 x plus 1. Știi cum 1 pe 7 x plus 1? Pentru că ai înțeles mecanismul. Te gândi la 1 pe x egal cu logaritmul din modul din x, integral din asta, mai logaritmul din modul din x plus constantă, am mers ca aplicație și am găsit această formulă care îți dă răspuns rapid. Eu sunt împotriva tot ce înseamnă memorarea mecanică. Voi ați ajuns la concluzia că asta e singura. Și, de fapt, de fiecare dată vă întâmpinați dificultăți maxime, pentru că se gândesc așa că am niște... să le filmez, pur și simplu, nu înțelegi nimic, le filmez
Și cum nu am vrut să le filmez, stai cu foița lângă tine, scrie pe palmă, scrie pe bancă, pe ce poți tu acolo ca la lucrare să ai formulele. Dar nu totdeauna se aplică formula. Ajungi la formule, dar când se ajunge la formule, se muncește. Da? Așa. Și pe toate formulele vreau dat sau? De 23, formule. Așa, după învățați, voi să-și primul? Da. Scuze, până învățați, n-am ce vă faci. Asta e. Acum asta o crește proiect. Da. Ia să vedem o formulă acolo. Ai o formulă care spune așa, integrale. Deci integrală din... Integrală din modul supra x pătrat din a pătrat dx. Egal, ai așa ceva? Da. Nu, e asta. Da. Ce se face? E logaritm natural din modul din x plus radical din x pătrat plus minus a, închid așa, plus constant. Păi nu ți-am dat x pătrat plus. Am dat x pătrat minus a pătrat. Da. E logaritm natural din x plus radical din x pătrat minus a pătrat plus constantă. La 10. Da. Cât? 11. Dacă mai citești o dată. Integrală din? Integrală din 1 supra a e radical. Primesc, mă. A, gata. Am văzut acum. Mai am o integrală de mu supra x pătrat minus a pătrat? Da. E 1 supra 2 a logaritm natural din x minus a. Deci egal cu 1 supra 2 a logaritm natural din x minus a modul din x minus a supra x plus a cunoscute. Nu știu ce să spunem.
Și era mai departe. A vrut aceeași minte. S-a amplific aici pe X plus A. Și aici cu X plus A. Și egal cu numitorul volumului X minus A pentru X plus A. Supra A. Iar sus. A pe lângă X plus A. A, m-a făcut pe lângă X plus A. Plus B, M-A, desfac paranteza. Zic, A ori X plus A ori A. A e A mai X plus A mai ori A. Minus plus B mai X. A mai plus. Plus B mai X minus B mai A. A. Supra X minus A. Pe X plus A. Deci am să scriu din nou. 1 supra X pătrat minus A pătrat. Egal cu la numărător acolo urmănesc după X și dau pe X factor comun și zic X pe lângă A mare plus B mare sau X pe lângă A mare plus B mare ori X plus A mare ori A mic minus B mare ori B mic. Supra X minus A pe X plus A. Și iată, două fracții X minus A pentru X plus A faci tot mai X pătrat plus A pătrat, da? Două fracții care au același numitor sunt egale, oblig că numărătorii sunt egale aici, da? Deci de aici rezultă echivalent, mă spune că A plus B ori X, A plus B ori X, plus A mare ori A mic, minus B mare ori B mic, egal cu ori. Dar eu pot să spun că egal cu X ori 0 plus 1. X ori 0 plus 0. Și acum, ca să fie identitate, ci în stânga să fie egal cu dreapta, după x egală, după x la mulțimea. Adică coeficientul x de aici, care este a plus b, este egal cu coeficientul x din partea asta care este 0. Egal cu 0. Iar ca termen liber, x la 0, termenul liber de aici, adică a mare ori a mic minus b mare ori x a minus x, deci am zis că aici deci am zis eu b mic ori b mare. Păi nu vine b mare ori a mic. Ori a mic, b mare ori a mic aici. N-am spus, e a mic aici, da? A mic. Așa. Și B minus A minus A ori B mare egal cu 0. Cu 0. Da. Cu nu cu 0, pardon. Cu 1. Cu A de egal cu 1. 1. Și e un sistem cu două ecuații, de două necunoscute, A și B. Da? Și de aici rezultă că B ori A egal cu minus B, postim. A egal cu minus B. E adevărat. A egal cu minus B. Și oriunde văd A de desubt, pun minus B. Sau B egal cu minus A. Merg cu A egal cu minus B. Și acum am lucrez cu pe A cu minus B și vine minus B. Minus AB. Minus B. Minus B. Minus AB, da? Amica. Dar să ai B. Minus A minus B. Egal cu 1. La ce am răspundu și tu la calcul, că dacă te uiți așa mai pe tablă, nu ai făcut nimic. Deci nu trebuie minus A, B, minus A, B, nu te uiți la chestiile astea, că pierzi. Este reflexul la școală. Că tu la școală să faci. Este, cum să spun, reflex total, ca să nu percepi așa. Păi, conduceți și
Minus A, B și minus A, B face... Minus 2 AB. Minus 2 AB. Vorbești și lucrează să scrieți acolo, că nu mai scrie. Nu mai scrie înainte. Minus 2 AB egal cu 1. Ce pe mare trebuie să fie? A, A mic B egal cu 1 pe 2. Egal cu? 1 pe 2. De ce 1 pe 2? E dreapta peste, dar aici e minus 2. Deci nu înțelegi. Păi dar nu înțelegi că nu e minus 2 să-l treci dincolo de egal. Nu este minus 2 plus A, B, nu? Nu dau seama cum ce ca să zic. Deci una este... Nu trece el, dar coboară jos cu semnul său tot. Când zici așa, uite, 3x egal cu 2. Cu cine este egal cu 10? X egal cu 2 pe 3. Păi zici 2 sub a 3. Adică 3 ul ăsta ajunge 3 sub. Dar dacă spun minus 3x, egal cu 7. X egal cu 5. Șapte pe minus 3. A, 7 pe minus 3. Păi totul ăsta din față. X egal cu 7 supra minus 3. Așa și aici. B va fi egal cu, deodată, 1 supra minus 2a. Că și A și 2 și... E o constantă. Acolo, da? Minus 1 pe 2a. Deci, atât că am găsit că B-ul, deci de aici rezultă, B egal cu minus 1 supra 2A. Iar A mare, care e minus, e opusul lui B, A mare, va fi egal cu ăsta, dar cu semn minus. Și cu minus, cu minus, la mulțime face plus. Deci rămâne 1 supra 2A. Iată, ăsta este A-ul și B-ul. Și acum, dacă am găsit pe A și pe B, nu locuiesc în loc de A, până la am găsit 1 pe 2A. Și în loc de B, minus 1 pe 2A. Și atunci fracția 1 supra, 1 supra, x pătrat, minus A pătrat. Fracția 1 supra x pătrat, minus A pătrat. Era egal cu cine am spus eu? Cu A. Dar la o câtă am găsit acum? E acolo, e... 1 pe 2a. Deci 1 supra 2a. 1 supra 2a. 2a. Supra x. X pătrat. Păi... X minus a. Păi x minus a. Plus... Vine de fracție pe 1. Fracție pe 1 e mai găsit minus... Minus 1 supra 2a. Minus 1 supra 2a. Supra x plus b. Supra x? Plus b. Nu x plus b. X. X plus a. X plus a. Și dăm mai departe. Minusul a venit-o mai jos. În față. Că plus cu minus la înmulțire face minus. Și face 1 pe 2a. Îl vedem și la una și la cealaltă. Și se face un factor comun. Face 1 supra 2a pe lângă. Pe lângă 1 supra x minus a. Da? 1 supra x minus a. Plus 1 supra, pardon, nu, nu, ci minus. Minus 1 supra x plus a. Deci 1 supra x minus a. Minus 1 supra x plus a. Dacă a luat cea din toți, de ce se întâmplă? Am putut ca și cu x plus a. De acord? Da. Și din pace cu x minus a. X minus a. Și va fi egal cu 1 supra 2a de lângă x plus a supra x minus a minus x minus a supra x plus a. Așa s-a dus la cea din toți, pe ce a dus, nu pui singur numitor. Se poate. Păstrezi numitorul pentru fiecare.
Deci atenție multă. Deci egal e 4 cu sinus. X plus A minus X minus A. Minus pe lângă X minus A. Totul supra. X plus A pe lângă X plus A. Și egal mai departe cu cine am primul? 1 pe 2 A. Și egal cu 1 pe 2 A. E minus în față, paranteză, vă schimba singur. Și va fi plus A. Plus, plus A cu minus A se vor reduce. Că de ce se reduce? Că e plus A primul. Da, e plus A și minusul din fața paranteze. Nu știu că semnul și va fi plus A și plus A. A, plus 2A. Așa, 2A? Da. Ce se reduc? Aici e minus și pe minus plus, da. X. X se reduc. Și face 2A supra. 2A supra X pătrat. Da. X pătrat. X pătrat. Da. Minus A pătrat. Și se 2A cu 2A se simplifică, am înțeles și facem 1 supra. 1 supra X pătrat plus A. Deci vezi că 1 supra X pătrat minus A pătrat e corect așa scrisă. Așa că ne întoarce, așa scrie 1 supra. 1 supra X pătrat minus A pătrat este egal cu 1 supra X minus A minus 1 supra X plus A. 1 supra x plus a, minus 1 supra x plus a. Nu numai așa, nu-i corect. E egal cu 1 pe 2 a. 1 pe 2 a pe lângă asta, uite. 1 pe 2 a pe lângă asta. Nu așa e? 1 pe 2 a pe lângă 1 supra x plus a, pe lângă 1 plus x a. 1 supra x plus a. Și atunci, integrala din 1 supra x pătrat minus a pătrat, egal de 1 supra x pătrat minus a pătrat de x egal cu integrală din egala sa, din egala sa, de 1 supra 2a pe lângă 1 supra x minus a minus 1 supra x plus a de x. Da? 1 supra x plus a spune 1 supra de x. Integrala, când ai o constantă, nu ții cu ceva, constantă este în față, ca la derivată. Dacă invers procederul, deci va face egal mai departe cu ce? Integrală din 1 pe 2a. Deci este 1 pe 2a în fața integrală de aici, va face 1 supra 2a, egal cu 1 supra 2. O să fie integrală din 1 supra x minus a minus 1 supra x plus a x. Și egală cu? Egală cu? Mă duc în X minus A, da?
minus, cât este la tot? Logaritm natural de x plus a. De modul de x plus a. Și la mai parte, 1 pe 2a, 1 supra 2a, se lângă. Diferența a 2 logaritm. Diferența a 2 logaritm egal cu logaritmul câtului. A, adică logaritmul natural din domeniul de fracții, modul de x plus a, supra modul de x plus a. Nu mă arăs parteza, că nu aveam diferență. Și raportul modulului egal cu o singură modulă. Deci egal cu 1 pe 2a, 1 supra 2a, logaritmul de modul. Modul din x plus a, supra x plus a, și pus o constantă. Trebuie să spunem că n-am terminat aici și pus o constantă aici. Pus o constantă și pus o constantă. Iată că integrală din 1 supra x pătrat minus a pătrat, face 1 pe 2a, logaritmul de x plus a, supra modul din x plus a, supra x plus a, pus o constantă, nu formulă, ci demonstrată. Ca un exercițiu. Da? Iar la bază de atâta. Integral din modul de x. Așa, că nu vrea doar din modul de x. Deci, toate se demonstrează, toate se găsesc. Sunt. Eu învăț până la urmă și știu cum se demonstrează până la urmă. Problema e indecisă când s-a ajuns până la formulă câteodată. Păi, eu asta spun ție, că dacă nu știți, ți-i greu să le demonstrezi. De ce? Că e matematică, bă, nu demonstrezi. A fost acondensat un sistem, prin descompunere în fracții simple, amare și amic, găsit, scoate la factorul comun. Ai treabă de făcut. Și atunci tu la ce te mărgi? Și spui, bă, eu învăț. Tu că îți demonstrezi asta. Tu fugi de demonstrații. Fugi pentru că, repet, n-ai baza teoretică. N-ai calcul, n-ai mână. Când ai văzut minus 3x, eu insist cu chestia asta, că sunt greșeli grave, foarte grave. Când tu spui că minus 3x sau 3a de acolo, ori b egal cu 2, tu spui că b egal cu 2 pe, sau ab, ce spus, ab egal cu 2 pe 3, că ai dus dincolo și se schimba, foarte grav. Deci, e chestiune elementare, de banalități, dar să nu e quasi înăuntri. Și ți-am dat exemplu, în sfârșit, până când ne-am dumerit, de asta fugi tu. Cum să faci tu drumul ăsta? N-ai cum să-l faci. Pentru că tot timpul ai învățat și ai memorat și formule pe care ai uitat a doua zi. Diferența de logaritm, aici am avut. Diferența de logaritm, egal cu logaritmul cătului. Logaritmul cătului. Deci e formula asta, ca să fie un singur logaritm și numărător pe, da, ăsta l-a descăzut, argumentul pe ăsta. Să strânge și atunci am ajuns la formulă. Da, într-adevăr, integral din 1, din 1 pe x plus a minus 1 plus a, face 1 pe 2 a, pentru că dacă modul x plus a, pe x plus a, plus o constantă. Și atunci, merge exercițiu. Acum a doua temă de făcut acolo, știi ghișiți, nu? Hai să ne uităm la ele, aveam cele de lanță. Sunt 0, 0, 0. Este ca și cum îi spune acum, hai să stăm degeaba. Da. Deci nu am o putere tot cu nimic. Mi s-a întâmplat odată când mă vinit o elevă pe care am clasa 6-a și mi-am dat seama că nu știa lucrurile de jos, nu știa tratava în serie și a spus, eu nu pot să-ți fac temă. Să-ți dictez ca să scrii? La meditator, dacă te duci, asta să faci meditator, da? Te dictează, îți faci tema, strecutoarea, o luăm anul, la revedere, tu te așa, tema făcută. Dar ce faci tu acolo? Trebuie să zici la profesor. La profesor la clasă, dacă zici la profesor la clasă, ca să-i cumpere promovarea, la altul, dacă te duci numai cât desenezi, eu te descoperă că nu știi nimic. Da? La lucrările astea, toate, te descoperi că nu știi nimic și atunci el
nu stă de vorbă, să da 2, 3, că tu greșești acolo. X minus 3X egal cu 2 pe 3, la asta cu plus, la asta cu minus, nu știu ce, bă, stă și s-a luat. De ce nu poți lega lucrurile? Tu și foarte mulți, că zeci de mii de elevi în clasa 12 acum, care sunt în situația ta. Deci, și ce fac ei? Nu au altă alternativă decât să fugă la meditator. De ce profesorii stau bine pe poziții? Pentru că vin elevi spre ei, că n-au soluția asta, adică să își cumpere notă, să promoveze. Și drama mare că te duci la examen, la bacalaureat, nu toți reușesc să vă cumpere acolo, cum a fost de niciodată. Da. Da? Tot așa, situația asta era, ca tine. Și atunci te duci într-un șoc. Păi, am făcut meditație și am făcut. De cu ce? Da? Dar nu înțelegi că trebuie să acoperi un lucru. Spune problema mai mici. Foarte mare. Extraordinar ca să reușești. Eu te-am așteptat și duminică și sâmbătă și... Da, am fost. Mă mutez la așa ori. Mă rog, problema asta care o ai tu. Da. Aici e vorba de muncă susținută. Fără pauză, tu, orice lipsă de antrenament este proastă. Deci așa să apropiem bolul de pe traseu, să vedem exact, să facem o logică, lucruri, altfel. Trebuie muncit cel puțin 5-6 ore pe zi. 5-6 ore pe zi ca să acoperi. Să începi să acoperi, așa, ușor. Ca să simți în mână. Am mai contentat de trecută pe zi. Eu, dar cum să mai mai faci de la... Eu înțeleg, dar asta este primordial, dar fără ea nu poți trece. Nu numai casa, dar nu spun vreuna să îi facă o parte. Deci n-ai nicio șansă. Pe repet, au fost mulți în situația ta care au reușit numai cu prof online, lucrând de pe calculator. Am aceste lucruri, video, manuale, cele făcute. Am succes de lecții, dar uite, chiar lecția de astăzi luată așa, camelul cu făcut de demonstrat, știi? Și a arătat cum trebuie învățat. Nu. Formulele sunt tot demonstrate. Atunci ai înțeles mecanismul și știi despre ce vorba. Da. Vezi, e foarte greu. Și acum, pe baza formulei acestea, hai să facem la aplicație. Pe ce am făcut pe mine și formula cu tot? Bine, cu... Da, de fapt. A, de... 2, 4, 2 la 2. Păi, de ce cam mai împart cu integrală? Din 1 supra, dispăr
egal mai departe cu 1 supra 2. Deci 1 supra de 2 ori A sau 2. 2 ori 2. Lovera traviv. Modul din X. Din X minus 2 supra X plus 2. X minus 2 supra X plus 2. Plus o luăm constant. Știi de ce este multe fapt? Faptul că din natural din X minus 2 supra X plus 2. Tot o constant. Dar dacă îți iau așa integrală, din 1 supra, pe 4x la 2 putem să scriu, nu, dăm factorul cu 4. Factorul forțat, da? Da, factorul forțat. Deci, ca, în cazul de față, factorul cum nu e bine spus că este globat așa aici. Deci vine 1 supra 4, pe lângă x pătrat, 1 supra 2, da? De x. Și egal mai departe cu... Și egal mai departe cu 1 pe 4. Este în față, da? Integrală din 1 supra x pătrat minus 2 de x egal cu 1 factor forțat. Nu mai ai ce spune de factor forțat, e 1 aici.